Da, prietene, asta este cel mai frumos magazin cu deco de Crăciun. Da, cum să nu? Cum să nu filmez? Păi unde merem? În piața de Crăciun. În care acum? Din capitală, din Stuttgart. Din capitală, de la Unciu, din capitală. Noi zicem capitală la Stuttgart, că Unciu Cristi așa zice, că el stă la capitală. El e capitalist. Așa că, prieteni, stai mă un pic, Diana, nu vezi că vorbesc cu oamenii? Nu mă întrerup, te rog, poți să-ți cer scuzele ei. Așa, mergem în piață, așa că stați aproape. Stați pe fir. Bradu sau ce? A, ah, da, uite, acum vă dau turtă dulce în ele, da. Uite acolo. Ah, ce tare. Da? O să luăm, să vedem. Retin, dăm o tură. Da. Piața de Crăciun din Stuttgart. Rămânem până diseară, prieteni, să o vedeți și pe întuneric. Mult oricum nu mai durează, că e ora 2, eu mai am un client 2 ore și după aia o să ne întoarcem înapoi. Păi, te-am lovit. Nu, da, nu am lovit. Da, n-ai pus frână. A, uite, din asta de ceai. Nu, uite, din asta vreau pentru ce. Da, pentru ce. Ce frumos. Noi consumăm foarte mult ceai. Foarte mult. Da. Exact. Hai zi. Sunt multe lucruri de văzut și nu se compară cu calciul. Am pădat în capitală, e mai mare. Nu i-am văzut. Ia că toată familia de oameni de zăpadă. Toată familionul, mă, oameni buni. Toți sunt aici în piață. Și bineînțeles, paradisul. Paradisul. Brânzeturi, păstă brânzeturi, șuncoase, păstă șuncoase. Hallo. Diana, ich will alles. Ja. Bă, fura brânză, șoarlețele.
pauză de mâncare, prieteni, și bineînțeles ce mâncam? Vârf. Foarte bun. Și? Ceapă de porc? În pâine. În pâine. Fără ceapă, că Diana nu vrea cu ceapă, dar asta voi luați cu ceapă dacă veniți. Prieteni, suntem în cel mai frumos magazin de Crăciun. Danke, danke. Uitați-vă, ăsta e paradisul. Da, sunt cele mai frumoase. Și sunt puse pe categorii de la lemn, plastic, sticlă, metal. Da, uite. Vezi bine că am venit noi înainte, că dăm o tură. Da, sania asta e foarte frumos, într-adevăr. Yes, yes. Da, e frumos. Deci avem din porțelan, sticlă, prieteni. Uai. Asta e pedeapsă curată pentru Diana. Lemn, da, da, am arătat o parte din sticlă. Aici e sticlă. Calendar de vendă, foarte frumos. Da, poți să pui tu ce vrei. Ui, ce frumos e asta grasul. Diana nu mai poate. Diana e în extaz. Nu. Asta e pentru așa pentru copii. Ce ai cumpărat de aici? Uite-te și spune ce ai cumpărat. Ce-i cu multe zăpadă. Uitați-vă la televizorul ăsta ce frumos. Mi se pare toți. Ia. Nu știu de ce frumos sunt. Ce frumos. Diana, calmează-te, calmează-te. Trage aia. Trage aia. Măi, ce te-o să vă trebuie. Ai inspectat toată piața? Da, am inspectat. Prieteni, am fost până la client, 2 ore jumate, și am lăsat-o pe Diana prin piață, nu știu prea ce o filmat ea, dar acum s-a întunecat, văd că e obosită și până la mașină mai dăm o filmare scurtă prin piață, că oricum ai venit cu Cătălina odată. Deci,
O să fie două filmulețe cu piața din Stuttgart, că e foarte mare și foarte frumoasă. Fac cu mâna și ne vedem mai încolo. S-a prins bradul de Crăciun din piața din Stuttgart. Iubita, mergem încolo, că încolo n-am fost. Raluca, asta e casa ta. Casa dulciurilor. Nu vreau să intru înăuntru, numai așa intru să-ți arat un pic. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Și o perdea de lumini frumoasă. Cum stau tăblile de ciocolată. Tolvai domnie, tolvai domnie. Ai, 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 ce m-aș băga în ele.